Salut, prieteni! 492 de proiecte de dezvoltare locală în peste 535 de localități, ori aproximativ 980.000 de cetățeni vor avea condiții mai bune de trai în satele Moldovei. Despre aceste cifre ne vorbește cel mai mare proiect guvernamental de dezvoltare locală, Satul European. Deja 20 de proiecte din 147 pentru dezvoltarea rețelelor de apă și canalizare au demarat în luna septembrie. 20 de localități din 17 raioane ale țării sunt în șantiere, unde peste 43.000 de cetățeni vor avea în cel mai scurt timp acces la apă potabilă și sistem de canalizare și epurare a apei. Printre localitățile care se află la moment în șantiere sunt Coșcalia, Frumoasa, Sângerei Noi, Cruzești, Budești, Tohatin, Climăuții de Jos, Rădenii Vechi, Bârnova și altele. Programul Satul European nu e doar despre sistemele de apă și canalizare, ci și despre iluminat stradal, construcția, renovarea, reabilitarea grădinițelor, școlilor, spitalelor, restaurarea monumentelor, muzeelor, centrelor culturale, proiecte pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie, dar și de elaborare a planurilor urbanistice generale a mai multor localități. 118 clădiri vor fi renovate. Spre exemplu, vor fi izolate termic grădinița de copii numărul 9 din municipiul Comrat și clădirea multifuncțională a primăriei din satul Tomai. Iar în satul Cazaclia și Joltai vor fi reparate acoperișurile școlilor. În orașul Soroca se va reconstrui acoperișul clădirii gimnaziului, iar în satul Cotiujenii Mici va fi dotată și modernizată Casa de Cultură. În satele Trifănești și Izvoare, din raionul Florești, vor fi renovate termic edificiile gimnaziilor. Alte peste 50 de monumente cultural-istorice vor fi reabilitate. Spre exemplu, în orașul Taraclia va fi replanificat Muzeul de Istorie. La Tomai va fi reabilitată Casa de Cultură, iar la Văleni reutilat atelierul de țesut covoare. De asemenea, va fi restaurat conacul Ruso din satul Macareuca, raionul Drochea, și modernizat studioul fanfarei din comuna Cubolta, raionul Sângerei. Transformarea acestuia într-un important centru cultural local. Avem peste 40 de localități unde va fi pus iluminat stradal. Printre localitățile beneficiare de la centrul țării sunt Zagarancea, Semeni, Șerpeni, Speia, dar și comunele Șișcani, Ciorești, Dobrușa, Bănești. La nordul Moldovei vor beneficia de străzi iluminate satele Cuhnești, Pârlița, Musteața, Băhrânești, Hiliuți, iar la sudul țării satele Selemet, Ursoaia, Borogani, Cupcui vor avea străzi iluminate. De asemenea, avem aproape 70 de proiecte pentru construcția terenurilor sportive și amenajarea terenurilor de joacă în satele Mihailovca, Corlăteni, Ustia, Navrneț. La fel, în satul Sălcuța vor fi modernizate serviciile sociale prin crearea Centrului Multifuncțional Social, iar în satul Copceac se va construi un bazin de înot. Îmbucurător este faptul că avem și proiecte de dezvoltare a surselor regenerabile de energie. La Chirileni și Bușila din raionul Ungheni vor fi construite centrale fotovoltaice de 60 kW și respectiv 80 kW. La sudul țării, în satul Cârnățeni, va fi construit un parc fotovoltaic de 300 kW. Iar la Caplani va fi instalată o centrală electrică fotovoltaică de 200 kW. Acest program, Satul European, care pleacă la drum cu 492 de proiecte, înseamnă lucruri concrete pentru moldoveni. Sute de kilometri de rețele de apă și canalizare, care vor face traiul decent pentru foarte mulți cetățeni a țării noastre. Noi locuri de muncă create și venituri suplimentare la buget. Condiții mai bune în școli pentru copii. Grădinițe, licee, puncte medicale renovate și eficiente energetic. Ne dorim Europa în fiecare sat. Acesta este angajamentul nostru la minister. Acesta este angajamentul guvernării în următorii 3 ani. Cel puțin un proiect major de infrastructură și de dezvoltare în fiecare sat va fi lansat. Și acum, cum obișnuiesc de fiecare dată,
vin să răspund la câteva întrebări frecvente ale cetățenilor. Când va fi lansat următorul apel de proiecte în cadrul programului de dezvoltare locală Satul European? Al doilea apel de proiecte de dezvoltare locală se preconizează să fie lansat în primăvara anului viitor. Imediat ce vom avea noutăți, vom informa public toate localitățile pentru a aplica din nou cu proiecte. A doua întrebare, ce alte proiecte de dezvoltare a localităților din țară planificăm în perioada următoare? Vă anunțăm că în cel mai scurt timp vom lansa concursul de selectare a proiectelor pentru orașele poli de creștere. În joc vor intra 6 municipii: Edineț, Soroca, Ungheni, Orhei, Comrat și Cahul. Măsurile din cadrul proiectului sunt orientate pentru modernizarea drumurilor, dezvoltarea serviciilor de transport public urban, stații de așteptare, sisteme de achitare electronică în transportul public, sisteme inteligente de informare a călătorilor, sisteme de monitorizare video a traficului rutier în zonele cu circulație mare de călători. De asemenea, dezvoltarea echiparea platformelor industriale și aici mă refer la construcția, dotarea centrelor de business regionale. Suplimentar, amenajarea zonelor de agrement, parcuri, alei, spații publice, amenajarea stațiilor, parcărilor, reconstruirea complexelor sportive multifuncționale, clădirilor publice. În final, asigurarea accesului localnicilor la servicii de alimentare cu apă și canalizare, servicii de management al deșeurilor solide, servicii de iluminat stradal, dar și servicii de evacuare a apelor pluviale. Prieteni, vă mulțumesc pentru încredere și susținere. Pe data viitoare și vă doresc numai bine. Să fiți sănătoși!